Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Agenda Zilei, ne aflăm în comuna Bălești, începerea noului an școlar. Vorbim cu domnul primar Mădălin Ungureanu. Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit. Bună ziua, bine ați revenit în frumoasa noastră comună, mai ales într-o zi specială, numai ce am terminat cu cele trei zile speciale de sărbătoare ale comunității și iată, astăzi e a patra zi specială. Este începerea noului an școlar 2024-2025. Școala de la Cornești. Ne aflăm în școala generală Antonie Mogoș, structura Cornești. Am înțeles, am văzut că s-au făcut foarte multe investiții anul acesta. Sălile de clasă arată foarte, foarte primitoare pentru copii. Am reușit în final să venim cu investiții foarte importante pe această paletă foarte importantă, învățământ. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență am obținut mobilier nou în primă fază pentru tot ceea ce înseamnă școala Antonie Mogoș și în cele trei structuri. Deci așa arată fiecare clasă din cele trei structuri școlare Cornești unde ne aflăm acum. Ceaurul, noi să mergem în continuare și să vedeți. Și acolo o să mai vedeți ceva nou, un centru de inovare dotat cu ultima generație de IT și școala Antonie Mogoș, structura Bălești. Deci, într-un cuvânt, toate au ceea ce înseamnă infrastructură nouă și urmează, într-o lună jumate, o altă infrastructură de digitalizare. Deci, cadrele didactice vor avea pentru elevi table inteligente, digitale, tot ceea ce înseamnă ultima tehnologie cu laptop la clasă. Într-un cuvânt, primarul s-a plecat total pe această problemă care o consideră de importanță majoră, pentru că dacă nu investim în segmentul învățământ, în educație, știți cum este, fără educație nu avem viitor. Educația și sănătatea sunt primele elemente, cele mai importante din componenta piramidală a statului. Aici, la școala Antonie Mogoș, erau foarte încântați copiii în această dimineață și de terenul de sport. Am venit, cum am promis, sunt primarul care ce promit fac, nu promit ceea ce nu fac niciodată. Le-am spus tuturor cetățenilor și să mă înțeleagă că atâta timp cât voi fi primar, ceea ce spun, aia voi face. Nu-mi place să mi se bage vorbe în gură și să fac promisiuni care nu le duc la îndeplinire. Am spus că voi veni cu o bază nouă și în partea de nord a comunei, în speță în vatra nouă a satului Cornești, am venit. Vreau tot împreună cu dumneavoastră să mergem să vedem noul șantier. Ne-am apucat cea de-a treia grădiniță, care vorbeam și în emisiunile anterioare cu dumneavoastră. Este vorba despre grădinița cu program prelungit din satul Cornești. Acolo vom fi, cum avem la Bălești și la Ceauru, o a treia grădiniță aici, cu program prelungit pentru preșcolarii noștri. Deci asta va funcționa în anul de învățământ 2025-2026. Înainte de a-i da cuvântul domnului primar, trebuie să vă spun un lucru. Datorită eforturilor domniei sale și primăriei, o să găsiți un mobilier nou în școală, o să vină în foarte scurt timp în niște dotări electronice foarte importante și multe altele pe care rămâne să le descoperiți și o să vi le spună domnia sa. Faptul că dânsul, iată, suntem aici la o investiție pe terenul de sport care arată foarte bine, avem un centru de inovare la Ceaur și toate celelalte, ne arată că primăria, administrația locală este alături de școală, de școlile din comună și pentru asta trebuie să-i mulțumim în primul rând domnului primar și îl lăsăm pe dânsul să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director, onorate cadre didactice, dragi părinți, dragi elevi, domnule ajutor de șef de post, onorabil preoți, iată că s-a scurs atât de repede perioada de relaxare încât nu ne-am dat seama cum trece timpul și ne aflăm în debutul începerii noului an școlar 2024-2025. Vreau să vă expun doar o scurtă introducere, un cuprins și un mesaj de final. Introducerea este în felul că bine ați venit, dragii mei,
elevi la Școala Generală Antonie Mogo, structura Cornești. Așa cum domnul director Șomâcu făcea parte vorbită, prin eforturile care le-am depus, prin accesarea unor segmente importante din programele de dezvoltare ale teritoriului național, și anume Programul Național de Redresare și Reziliență, acel PNRR de care dumneavoastră, dragi părinți, și de ce nu și scumpii noștri elevi mai auziți pe la mass media, am obținut accesare de fonduri pe anumite componente, componenta C10 și componenta C15, care a venit cu o serie de investiții majore în cel mai important segment, cum eu îl pot numi, segmentul educațional. Și anume, am venit cu un laborator de inovare, dotare tehnologie IT de ultimă generație. Asta o să observe elevii noștri dragi de la gimnaziu, când spun asta mă refer la clasele 5-8, o să aibă un program care va fi făcut de cadrele didactice și vor merge, se vor deplasa la școala de la Ceauru pentru a vedea ce este acolo în acel laborator. Veți vedea împreună, dragii noștri elevi, cu părinții dumneavoastră și cu cadrele didactice care vă vor însoți, toată infrastructura nouă care vă așteaptă în școală. Când spun asta mă refer la băncuțe, scaune, cadrele didactice la catedre noi și scaune noi. Și de asemenea, pentru cadrele didactice, domnul Șomâcu trebuia să vă informeze, într-o lună jumate o să primiți și acele table inteligente, deci vorbind de o digitalizare totală a sistemului de învățământ de la nivelul comunei noastre. Vedeți aici, cum vă spuneam, tot timpul când ne adunam la deschiderea anului școlar, promiteam această infrastructură nouă de bază sportivă, care va deservi atât școala, cât și iubitorii sportului din satul nostru. Avem și nocturnă. Într-un cuvânt, investițiile care le-am spus, în principiu au fost sunt reflectate în realitate. Informez și profit de începerea noului an școlar să vă informez, în primul rând pe dumneavoastră, dragi părinți, că elevii noștri de la preșcolar până la clasa 8-a vor beneficia de masă caldă începând de săptămâna viitoare. Deci, mă repet încă o dată, de la preșcolar, de la grădiniță și până la clasa 8-a vor beneficia de masă caldă. Programul va fi stabilit probabil undeva între 11 și 12. Asta tot ceea ce există și ceea ce se întâmplă nu este altceva decât eforturi depuse din partea primăriei și iată că a reușit să le aducem la suprafață ca ele să se reflecte în ziua și în programul nostru de an școlar. Acum, cum v-am spus, spre sfârșit închei prin a vă dori, în primul rând, vouă, dragilor noștri elevi, un an școlar cu rezultate deosebite la învățătură, părinților le doresc sănătate și încredere în noi, în administrația publică locală și în cadrele didactice care depun eforturi în continuare să transmită buna creștere și educare școlară micuților noștri. Vă doresc an școlar nou, deosebit și plin de realizări. Sănătate mult! Mulțumim domnului primar pentru mesaj și pentru ce ni s-au prezentat. Se mai adaugă pe NERASU, sunt și alte investiții care se vor face prin proiecte făcute în colaborare de primărie și școală. Și învățământul de la nivelul comunei va arăta altfel în nou an școlar. De fapt, sunt condiții urbane, deci demne de școlile din oraș. Și asta e mare lucru, pentru că chiar dacă suntem la câțiva kilometri de Târgu Jiu, putem să avem acele condiții din Târgu Jiu. Am și eu emoții, cum aveți și dumneavoastră, părinții și elevii, dar și cadrele didactice. Mi-a scăpat să vă spun că, nu știu dacă este o coincidență, dar începând de astăzi avem un șantier nou, doamna Irinela, da, acolo în satul Cornești. Mulțumim!
va fi cea de-a treia grădiniță de la anul, ca să știți, cu program prelungit, cum sunt cele două de la Bălești și Ceauru. Și cred eu undeva, datorită hârtiilor Astora care se mai încurcă pe circuit, că vom da drumul și la construcția creșei undeva la octombrie-noiembrie anul ăsta. Atât am avut să vă spun. Mulțumesc. Alte două vești bune și pentru care ne-am uitat și am venit ca o completare. Da. Așa. Stați să vorbească poliția și după aceea domnul Dumnezeu, da? Haideți. Permiteți-mi ca în numele cadrelor didactice de la Școala Cornești și a domnului director să înmânesc o diplomă de onoare domnului primar pentru modul în care ne-a susținut în declanșarea activităților la școala de vară. Este prima ediție care am inaugurat-o și este un moment deosebit. De ce vă spun acest lucru? Pentru că cu toată experiența mea de 43 de ani în învățământ, au fost niște activități extraordinare. Numai așa putem cunoaște mai bine copiii. Este altă latură educativă, vedem aptitudinile copiilor și tot ceea ce este bun în ei. Este un lucru benefic, de aceea rog părinții ca la viitoarea ediție, deci în vara viitoare, să încercăm să avem cât mai mulți elevi la școala de vară. Este vorba de două săptămâni de activitate vara, decât să-i lăsăm acasă să desfășoare alte activități, mai bine în mod organizat cu noi. Încă o dată mulțumim domnului primar, care a contribuit și financiar, ne-a ajutat cu toate materialele și care a fost deschis proiectului nostru. Mulțumesc, domnule. Sănătate. Mulțumesc. Și... Mulțumesc. O onoare. Mă simt onorat. Același lucru și noi. Cu drag. Mulțumim, dar oricum trebuie să felicităm toți elevii și profesorii din zona Cornești, mai ales, dar nu doar ei, care au participat la această manifestare, care a avut un deosebit succes și cu siguranță, cum spunea și domnul Drumen, va continua în anii următori. Dăm cuvântul acum reprezentantului Ministerului de Interne pentru mesajul din partea acestei instituții, domnul Albert Mocioi. Doamnelor și domnilor, dragi elevi, acum la început de an școlar reiterăm importanța siguranței elevilor și a cadrelor didactice, o prioritate absolută pentru toate structurile Ministerului Afacerilor de Interne, care are atribuții în acest sens. Viitorul nostru ca națiune va fi modelat de felul în care le inspirăm tinerilor respectul față de valorile naționale, responsabilitatea, atașamentul față de comunitate și dezvoltarea în spiritul legii. Prioritatea noastră a angajaților MAI este să oferim tinerei generații un mediu optim unde fiecare elev să se simtă în siguranță. Acțiunile noastre de prevenire a comportamentelor antisociale vor fi desfășurate în mod constant în proximitatea unităților de învățământ din județul Gorj, cu scopul de a asigura un climat de siguranță pentru toți elevii și personalul didactic. Echipele responsabile, formate din polițiști și jandari, vor monitoriza și interveni zilnic pentru a preveni orice situație care ar putea pune în pericol siguranța școlară. Dragi elevi, stați departe de pericole, nu sprijiniți și nu încurajați violența și nu cădeți în plasa tentațiilor, oricât de atrăgătoare ar părea acestea. Noi, polițiștii, jandarmii și pompierii, suntem prietenii voștri. Apelați la noi de fiecare dată când aveți nevoie, iar noi vă asigurăm de tot sprijinul. Mult succes în noul an școlar! A treia grădiniță în comuna Bălești, grădiniță cu program prelungit pentru copiii din satele componente, însă pentru a afla mai multe amănunte vorbim cu domnul primar. Da, așa este, cum a spus dumneavoastră, ne aflăm în satul Cornești. Aici va funcționa, începând cu anul școlar 2025-2026, cea de-a treia unitate preșcolară, grădiniță cu program prelungit. Așa cum le avem pe cele două din satul Bălești și satul Ceauru, ne-am dorit și iată, într-un cuvânt, în final se va reflecta în realitate și cea de-a treia unitate preșcolară pentru partea de nord a comunei, în speță pentru cele patru sate componente, Tălpășești, Stolojani, Cornești, Găvănești, să venim cu o unitate nouă, cu toate dotările necesare de ultima performanță, de ultima dotare, așa cum normele noi cer pentru desfășurarea activităților în aceste unități atât de importante, cu specific preșcolar.
Asigurând toate condițiile, domnule primar, îi atrageți pe copii la unitățile de învățământ din Bălești, fiind o comună lângă municipiul Târgu Jiu, le dați mai multă încredere și părinților. Am văzut foarte mulți copii la școala din Cornești. Cu siguranță, da, și tot ceea ce ține, prin intermediul dumneavoastră transmit acest mesaj, și tot ceea ce ține de unitatea administrativă teritorială, în speță de primarul comunei, Consiliul Local, cu siguranță vom fi aplecați pe această latură foarte importantă educațională. Acum, în calitate de primar, eu nu pot să intru în partea didactică, dar voi face presiune și voi sta permanent atent la activitățile cadrelor didactice ca să încercăm să lăsăm și copiii noștri, după ce termină ciclul preșcolar, adică grădinița, aici avem o mare aglomerație, suntem full, cum se spune, pe program, cu programul preșcolarilor. Încercăm și la programul de activitate gimnazial 1-8 să fie același lucru, adică să încurajăm părinții să-și lase copiii să învețe în unitățile noastre din comună. Nu le-ar lăsa pentru că nu sunt dotate sau nu vor avea dotări. Problema este, cred, undeva la personalul didactic. Dar transmit și voi spune foarte clar că mă voi implica și în aceste activități. Adică voi fi atent și pe această latură, care, să fim sinceri, nu ține de activitatea primarului. Masă caldă pentru copii? Avem masă caldă, 500 de porții, începând de săptămâna viitoare, vor fi livrate pe un calendar oral, făcut de cadrele didactice. Probabil orarul va arăta undeva între ora 11 și 12, deci tot ceea ce înseamnă de la preșcolar, de la grădiniță și până la clasa 8-a, va primi o masă caldă din partea Unității Administrative Teritoriale, în speță Primăria Comunei Bălești. Deschiderea unui nou an școlar 2024-2025. Promit, având în vedere finanțările, o să avem și stație din nou la următoarea activitate. Vom avea și o stație nouă, că e deja comandată. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun, deschidem un an școlar cu multe provocări pentru elevii din Comuna Bălești și din Ceauru. O să vedeți multe noutăți, unele deja le știți, altele o să le vedeți astăzi. O să vi le spună domn primar, pentru că avem avantajul față de alte comune ca primăria să fie foarte, foarte aproape de școală. Personal, domnul primar, să ne ajute cu tot ce ne este necesar și dovada cea mai bună este că încet, încet, condițiile oferite de școlile din comună sunt la nivel urban, adică la nivel european, tot ce trebuie copiilor. Și o să vă spună domnia sa astăzi și câteva din noutățile noului an. Înainte de a-i da cuvântul dânsului, trebuie să vă mai spun un lucru, și anume, a fost un an școlar 2023-2024 foarte bun. Să sperăm, să ne dorim, să menținem și anul ăsta tacheta ridicată. N-am spus la vremea respectivă, vă spun acum, procentul de promovabilitate la evaluarea națională a fost 75%, care ne-a plasat undeva în primele 20 de școli gimnaziale din județ. Eu zic că e bine. Un lucru bun. Da. Dăm cuvântul domnului primar și mulțumim pentru, cum spuneam, pentru sprijinul de care ne bucurăm din partea primăriei Bălești. Mulțumesc, îi spuneam domnului director că asta este un lucru foarte bun. Domnule director, onorate cadre didactice, dragi dascăli, domnilor preoți, care și calitate de cadru didactic, aici lângă mine preotul Bogdan, dragi părinți, dragii noștri elevi, școlari și preșcolari, dacă este cazul, dacă nu, dragi școlari, preșcolarii avură separat. Ce pot să vă spun, că iată timpul cât de repede s-a scurs și nici nu ne dăm seama, în calitate de părinți, dar admiter de copii, elevi ai școlii noastre, cum trece vacanța frumoasă și iată ne aflăm în debutul unui nou an școlar 2024-2025. Este un an școlar altfel din punctul meu de vedere, pentru că am venit cu o serie de investiții
majore pentru această latură foarte importantă, latura educațională. Și când spun asta că este foarte importantă, spun foarte bine că fără educație, să fim clari și corecți, nu există viitor. De aceea, în permanență, atenția primarului, cât și a Consiliului Local, a fost totală pe această latură majoră. Am obținut prin Programul Național de Redresare și Reziliență, acel PNRR, pe cele două structuri, componenta C10 și componenta C15, o serie de investiții pentru învățământul gimnazial din Comuna Bălești, în speță pentru școala gimnazială Antonie Mogoș, cu toate cele trei structuri care le are în componență, Ceauru, Bălești și Cornești. O să vedeți o nouă infrastructură în interiorul claselor, mobilier nou, băncuțe noi, scaune noi, catrede noi, scaune pentru cadre didactice noi. O să vedeți un centru de inovare care va funcționa aici în satul Ceauru pentru iubitorii de IT, dotat cu ultima generație de tehnologie. O să vedeți, stimate cadre didactice și pe lângă dumneavoastră elevii, scumpi ai dumneavoastră și ai noștri, dar și părinții elevilor noștri, că în curând veți primi și acele tablete inteligente. Deci vom vorbi într-o lună jumate, table inteligente, într-o lună jumate vom vorbi de o digitalizare totală a sistemului de învățământ de la nivelul comunei noastre. De asemenea, așa cum spuneam la începutul fiecărui an școlar, am reușit să dăm drumul la șantierul din satul Cornești pentru grădinița de acolo. Deci vom avea și la Cornești o grădiniță cu program prelungit, cum le avem pe cele două de la Bălești și de la Ceauru, și ați văzut că au fost de bun augur. Au fost grădinițe care sunt căutate, sunt supra-solicitate și de aceea vom funcționa și la Cornești cu cea de-a treia structură pentru învățământul preșcolar, care va fi dotată cu tot ceea ce înseamnă ultima tehnologie. Doresc să vă informez în calitate de părinți și pe elevii noștri spun că începând de săptămâna viitoare, toți cei 495 de elevi care vorbesc cu preșcolar cu tot, toți veți primi o masă caldă din partea UAT, din partea primăriei. S-a câștigat licitația, firma Ana Center a câștigat licitația, deci e o firmă serioasă, va livra și va furniza hrana caldă pentru toți elevii noștri scumpi și dragi. Programul și orarul, bineînțeles, va fi făcut de cadrele didactice. Cred că va fi făcut un program care să nu încurce activitatea cadrelor didactice. De asemenea, tot prin grija cadrelor didactice, vorbim de gimnaziu, clasele 5-8 vor avea câte o oră, a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, și vor păși în centrul de inovare, care o să-l vedeți dacă doriți, aici în incinta veche a sării de sport. Așa că vorbim de o primărie, vorbim de un primar și de un consiliu local care mereu a fost atent și va fi atent și de acum încolo cu acest segment foarte important. De aceea, pe lângă ceea ce face primarul, cer aici în premieră și cadrelor didactice, și vorbesc la modul cel mai serios, domnule director, o implicare mult mai severă și mult mai atentă să convingem părinții să-și mențină copiii în școlile noastre. Așa cum grădinița este foarte aglomerată, în calitate de primar, care m-am implicat permanent și zi de zi pentru realizarea obiectivelor în învățământ, doresc și cadrele didactice să fie implicate, dacă nu 100% ca primarul, 90%. Vă doresc an școlar cu rezultate deosebite, sănătate multă și numai bine!
Ia să țineți de față. Așa. Da, Daniela. Hai, poze. Gata? Haideți să mai invităm înăuntru. Mai multe detalii despre noul centru. Exact, este noul centru de inovare, dotare IT de ultimă tehnologie, creat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C10. Acest centru a valorat undeva la 1 milion de lei. Este venit în exclusivitate pentru toți elevii școlii Antonie Mogoș și ne gândim să mergem și un program mai larg și pentru iubitorii de IT din afara școlii, dar în primă fază mergem doar pe un program pentru elevii școlii Antonie Mogoș. După cum vorbeam și în emisiunile anterioare cu dumneavoastră, iată că am reușit ca această investiție să se reflecte în realitate. Își va desfășura activitatea în vechea sală de sport a școlii generale Antonie Mogoș, pentru că știți destul de bine că noi acum 2 ani de zile am făcut o nouă investiție și am venit cu o nouă sală de sport pentru comunitate și pentru școala generală Antonie Mogoș, aflată în vecinătatea celei vechi. Noi investiții la unitățile de învățământ din comuna Bălești, s-au făcut investiții importante, spunem noi, în satele componente. Dacă ați putea să ne oferiți mai multe amănunte despre noul centru care s-a inaugurat astăzi. Da, trebuie să mulțumim primăriei, personal domnului primar Mădălin Ungureanu, pentru faptul că are în vedere școlile la nivel de investiții. Și dacă am început cu 2 grădinițe cu program prelungit, am continuat cu o sală de sport, reabilitarea tuturor clădirilor din comună, iată că acum a venit rândul unui centru de inovare, deci cu dotat la nivel foarte, foarte important, la un nivel foarte bun cu tehnică digitală, care va fi la dispoziția de acum a tuturor elevilor din comună. Trebuie să mai spunem că școlile din comună, noi avem în momentul de față 4 grădinițe și 3 școli gimnaziale, oferă condiții europene la nivel european pe elevilor și celor care vin la aceste școli. Am văzut un teren de sport nou la școala din Cornești, acest centru inaugurat astăzi la școala din Ceauru. Am înțeles de la domnul primar că se oferă masă caldă pentru cei aproximativ 500 de elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a 8-a, da? Da, sunt niște facilități care se oferă acum elevilor de la școala gimnazială Antonie Mungoș și mai întâi masa sănătoasă, programul demarează din aceste zile, este pentru prima dată când beneficiem de el. De asemenea, apropo de investițiile doar din această vară, o bază sportivă nouă reabilitată la școala gimnazială Cornești și, bineînțeles, s-au făcut lucruri importante la școala gimnazială Bălești, apropo de baza sportivă, și aici, la nivelul Ceaurului, este sala de sport de ultimă generație, dar cu siguranță se va umbla și la partea de terenuri și sunt prevăzute pentru perioada următoare. La urmă, este un lucru foarte important că cei aproape 500 de elevi primesc masă caldă. Din câte am înțeles, sunt doar 4 comune la nivelul județului Gorj, deci felicitări autorităților locale. Nu, cred că sunt mai multe, da, sunt mai multe, dar depinde de tipul de regim. Noi suntem de școlile noi care am intrat în acest proiect, probabil asta se referea domnul primar, mai sunt câteva care erau deja în acest proiect. O, Lovragii, Turbura erau mai vechi. Da, și trebuie să mulțumim pentru eforturile făcute de primărie. Inițial nu eram, dar după demersurile făcute de administrația locală s-a putut să intrăm pe acest proiect. De asemenea, noi mai derulăm din această toamnă proiectul PNRAS 2 se numește, e vorba de prevenire
prevenirea abandonului școlar, un proiect cu finanțare PNRR, care prevedea și el o masă caldă pentru participanți. Deci cumva vine în completarea celorlalte și reușim să oferim condiții cât mai bune ca să avem și rezultate. Tot spuneam, școala noastră a avut un procent bun la evaluare națională, 75%, și încercăm să menținem acest nivel. Mai ales, apropo de ce s-a întâmplat în ultimile zile, primăria a premiat cei mai buni elevi din acest an ai noștri, care au avut rezultate la nivel național, premii în bani, în cărți, plus că există la nivelul primăriei preocuparea ca premianții în fiecare an să fie trimiși în tabără la mare. O imprimantă 3D care folosește 4 culori, bambui, sună foarte performantă. Avem o mașinărie de brodat 3D de ultimă generație. Aici avem gravator laser care gravează pe aproape pe toate materialele, lemn, piatră, fier, cam pe tot ce se poate, cam pe toate materialele, cred că excluzând hârtia. Avem două table inteligente mari de ultimă generație, avem ochelari VR. Pentru diferite proiecte. Sala este echipată cu calculatoare de ultima generație, stilouri 3D. Acolo mai avem o imprimantă care monocolor, care folosește o singură culoare tot 3D. Niște minisere pentru ca cei mici să învețe cum cresc plantele și în mediu controlat. Aici avem niște roboței care fac diverse operațiuni. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.